Partea 3. Din noaptea în care mă învaluie. 1. Din totdeauna au existat povești. Din când în când se iscă zvonuri despre persoane cărora nu le-a mers prea bine la castelul Balmoral. Despre o regină de demult, de pildă. Înnebunită de durere, s-a încuiat în Balmoral și a jurat că nu va mai ieși de acolo niciodată și chiar foarte reținutul fost prim-ministru a descris locul drept, suprarealist și de extrem de ciudat. Și totuși nu cred că am auzit acele povești decât mult mai târziu. Sau poate că le-am auzit, dar nu le-am reținut. Pentru mine Balmoral a reprezentat din totdeauna, pur și simplu, un paradis. O încrucișare între Disney World și un soi de dumbravă sacra druizilor. Am fost mereu preocupat cu pescuitul, cu vânătoarea, cu hoinăritul pe dealurile din prejur, ca să observ ceva în neregulă privind fenșul bătrânului castel. Ce încerc să spun e că am fost fericit acolo. De fapt, e posibil să nu fi fost nici când mai fericit decât într-o zi însorită de vară petrecută la Balmoral, 30 august 1997. Ne aflam la castel de o săptămână. Planul era să mai rămâne una, la fel ca anul precedent și ca anul dinaintea lui. Balmoral își avea propriul timp, un interludiu de două săptămâni în munții Scoției, menit să marcheze tranziția de la o vară de plină la un început de toamnă. Și bunica era acolo. Firește! Își petrecea verile aproape în întregime la Balmoral. Și bunicul. Și Willy. Și tata întreaga familie, cu excepția mamei, fiindcă mama nu mai făcea parte din familie. Fie fugise mâncând pământul, fie fusese alungată, depinde pe cine întrebai, deși eu nu am întrebat pe nimeni. Oricum ar fi fost, ea își petrecea vacanța în altă parte. În Grecia, susținea cineva. Ba nu în Sardinia, zicea altcineva. Nu, nu, a intervenit un altul, mama ta e la Paris. Sau poate că, însă, și mama am spusese asta. Oare atunci când sunase mai devreme în ziua aceea ca să stăm de vorbă? Din păcate, amintirea aceasta se află, alături de alte milioane de amintiri, de cealaltă parte a unui zid mental înalt. Ce sentiment oribil și tulburător să știi că sunt acolo, pe partea cealaltă, la câțiva centimetri distanță, dar că zidul e întotdeauna prea înalt, prea gros. Imposibil de trecut nu se deosebea cu nimic de turnurile de la palmoral. Oriunde se afla mama, am înțeles că era cu noul ei prieten. Acela era termenul pe care îl folosea toată lumea. Nu iubit, nici amant. Un individ destul de drăguț, eram eu de părere. Willy și cu mine tocmai îl cunoscuserăm. De fapt, fuseserăm cu mama în urmă cu câteva săptămâni, când îl întâlnise și a prima dată, însă întropez. Ne distram de minune doar noi trei și stăteam în vila unui domn bătrân. Am râs mult și ne-am hârjunit, ceea ce se întâmpla de obicei ori de câte ori mama, Willy și cu mine eram împreună, iar în vacanța aceea, chiar mai mult decât de obicei. Vremea era superbă, mâncarea gustoasă, iar mami zâmbea. Cea mai bună distracție erau schijeturile. Ale cui erau? Nu știu, dar mă amintesc clar cum Willy și cu mine le conduceam până în zona cea mai adâncă a canalului, rotindu-ne în timp ce așteptam sosirea feriboturilor uriașe. Ne foloseam de valurile mari ca de niște rampe care ne aruncau un aer. Nu știu cum de n-am murit atunci. Să fi fost la întoarcerea din acea aventură periculoasă când prietenul mamei și-a făcut apariția pentru prima oară. Nu, mai degrabă fusese cu puțin timp înainte salutare, tu trebuie să fii Părca pana corbului, piele bronzată, zâmbet strălucitor. Cum te simți azi? Pe mine mă cheamă bla, bla, bla. A stat de vorbă cu noi, a stat de vorbă cu mama. În special cu mama. Mai ales cu mama. Ochii lui devenind parcă două inimi roșii, pulsânde. Era îndrăzneț, fără îndoială. Dar din nou, destul de drăguț i-a oferit mamei un cadou. O brățară cu diamante. Ei a părut să-i placă. A purtat-o mult. Apoi tipul a dispărut din conștiința mea. Câtă vreme mami e fericită, i-am spus lui Willy, care susținea că simte același lucru. 2. A fost un adevărat șoc atunci când, din însoritul să am ajuns la castelul Balmoral cel umbrit de nori. Rememorez vac surpriza resimțită, în rest nu mai amintesc mare lucru din prima săptămână petrecută la Palmoral. Cu toate acestea, aproape că pot garanta că mi-am petrecut mare parte din timp în aer liber. Familia mea adora să stea afară, în special bunica mea, care se indispunea dacă nu inspira aer curat măcar o oră pe zi. Și totuși, nu pot să evoc ce făceam afară, ce spuneam, ce purtam sau ce mâncam. Se spune că mergeam cu iahtul regal de pe insula White până la castel, destinația finală a iahtului. Sună adorabil. Ce rețin în cele mai mici detalii este decorul. Pădurile de se. Dealul pe care pășteau căprioarele. Râul de ce cobora șerpuitor din înaltul munților. Muntele Lonagar, ce se înălța spre cer, veșnic presărat cu petice de zăpadă, Peisaj, geografie, arhitectură, așa funcționează memoria mea. Date? Regret, dar trebuie să le caut. Dialog? Mă voi strădui, însă nu-mi cereți să redau totul textual, în special când vine vorba de anii 1990. În schimb, întrebați-mă despre orice loc în care am fost castel, carlingă, clasă, sală de recepții, dormitor, palat, grădină, pup, și vi-l voi reproduce în cel mai mic detaliu. De ce organizează memoria mea experiențele astfel? Să fie o chestiune de genetică. O traumă. O combinație nefericită între cele două. Să fie soldatul din mine, care evaluează fiecare loc ca pe un potențial câmp de luptă. Să fie natura mea de om care își iubește căminul și se revoltă împotriva unei existențe numai de impuse să fie teama fundamentală că lumea este, în esență, un labirint în care n-ar trebui să fi prins nici când fără o hartă. Oricare ar fi cauza, așa e memoria mea și așa funcționează ea, adună și organizează după cum crede de cuvință, iar în ceea ce mă amintesc și în felul în care mă amintesc există tot atâta adevăr pe cât în faptele așa zis obiective. Noțiuni precum cronologia sau cauza și efectul sunt adesea doar fabulații pe care ni le spunem despre trecut, Trecutul nu e niciodată mort. Nici măcar nu e trecut. Nu de mult, când am găsit acest citat pe Braicote, com, am fost șocat. Cine naiba e Faulkner? Mi-am zis. Și ce legătură are cu noi, membrii familiei Windsor? Dar să revenim la Balmoral. Închid ochii și revăd intrarea principală, ferestrele cu obloane, porticul larg și cele trei trepte de granit, cu pete grine gricioase, ce duc la ușa masivă din stejar în culoarea uischiului, ului deseori deschisă, sprijinită cu o piatră de curlin și adesea manevrată de un lacheu îmbrăcat cu livrea roșie. Colul spațios, cu pardoseală din piatră albă, acoperită cu lespez gri în formă de stea, șemineul imens, cu frumoasa lui poliță sculptată în lemn închis la culoare, un soi de debara într-o parte, iar la stânga, lângă ferestrele înalte, cărlice pentru undițe, bastoane, cisme de pescuit din cauciuc și impermeabile grele multe impermeabile, fiindcă vara putea fi rece și umedă în toată Scoția. Dar în acest colț siberian de lume era un fric pătrunzător, apoi ușa din lemn beș care ducea spre... Coridorul cu covor stacoșu și pereți cu tapet crem, cu model auriu, în relief. De-a lungul holului se înșirau multe încăperi, fiecare cu un scop anume de relaxare, de citit, de privit la televizor, de ceai și o cameră specială destinată angajaților, pe mulți dintre care i-am iubit ca pe niște unghi, iar în cele din urmă, salonul principal al castelului, construit în secolul al XIX-lea, aproape pe locul unui alt castel datând din secolul al XIV-lea, unde, cu câteva generații în urmă, un alt prinț Harry s-a exilat. Apoi s-a întors și a anihilat totul și pe toți cei pe care i-a întâlnit în cale. Ruda mea îndepărtată. Spiritul meu îngemănat, cum ar susține unii, Omonimul meu, cel puțin. Născut pe 15 septembrie 1984, am fost botezat Henry Charles Albert David de Wallace. Însă, din prima zi, toată lumea m-a strigat Harry. În centrul acestei săli principale se afla o scară mare, grandioasă și rare ori folosită. Ori de câte ori bunica se îndrepta spre dormitorul ei de la etajul 2, cu cei doi corgi după ea, prefera să ia liftul și corcii îl preferau. Lângă liftul bunicii în spatele unor uși purpurii, de-a lungul unei podele acoperite cu tartan verde, se afla o scară micuță, cu balustradă solidă, din fier, ducea la etajul 2, unde trona o statuie a reginei Victoria. Întotdeauna mă înclinam în fața ei când treceam pe acolo. Maiestate! Și Willy procedea la fel. Așa ni se spusese, dar aș fi făcut-o oricum. Bunica Europei mi s-a părut din totdeauna deosebit de fascinantă. Și nu doar pentru că bunica mea o iubea, nici pentru că, o odinioară, tata a vrut să mă boteze după soțul ei. S-a opus mama. Victoria a avut parte de o mare dragoste și de o fericire amețitoare, dar în esență, viața ei a fost tragică. Se spune că tatăl ei, prințul Eduard, duce de Kent și Stratiarn, era un om sadic, care se excita sexual la vederea soldaților biciuiți, iar dragul ei soț, Albert, a murit sub privirile ei. Totodată, în timpul domniei sale îndelungate și singuratice, de opt ori, în opt momente distincte, șapte persoane diferite au tras asupra ei. Și totuși, niciun glonț nu și-a atins ținta. Nimic nu o putea dobori pe Victoria dincolo de statuia Victoriei, lucrurile se complicau. Ușile deveneau identice, camerele comunicau între ele. Era ușor să te rătăcești. Deschideai ușa greșită și puteai nimeri peste tata, în timp ce valetul îl ajuta să se îmbrace. Sau mai rău, puteai intrai peste el când stătea în cap prescrise de kinetoterapeut. Aceste exerciții reprezenta unicul remediu eficient împotriva durerilor constante de gât și de spate de care suferea tata. Majoritatea provocate de accidentări mai vechi la polo. Le făcea zilnic, îmbrăcat doar cu o pereche de boxeri, sprijinit de o ușă sau atârnat de o bară, ca un acrobat priceput. Dacă puneai un singur deget pe clanță, îl și auzea implorând de cealaltă parte, nu. Nu nu deschide. Pentru numele lui Dumnezeu, te rog, nu deschide. Balmoral avea 15 dormitoare, dintre care pe unul îl împărțișem cu Willy. Adulții îl numeau camera copiilor. Willy ocupa jumătatea mai mare, cu pat dublu, un lavor generos, un șifonier cu uși prevăzute cu oglinzi, o fereastră frumoasă, cu vedere în curte, spre fântâna arteziană și statuia din bronza unui căprior. Jumătatea mea de cameră era mult mai mică și mai puțin luxoasă. N-am întrebat niciodată de ce. Dar nici nu era nevoie să întreb. Cu doi ani mai mare decât mine, Willy era moștenitorul, pe când eu eram doar rezerva. Acesta nu era doar felul în care presa se referea la noi, deși o făcea în mod categoric. Era, de o potrivă, formula pe care tata, mama și bunicul o foloseau adesea. Până și bunica, moștenitorul și rezerva nu era nicio judecată implicită și totodată nicio ambiguitate. Eu eram umbra, sprijinul, planul B. Am fost adus pe lume în caz că i s-ar întâmpla ceva lui Willy. Am fost menit să ofer un substitut, un element de distragere, o diversiune și, la nevoie, un organ de rezervă. Poate un linic. O transfuzie sanguină. Un fragment de măduvă osoasă. Toate acestea mi-au fost prezentate în mod explicit încă de la începutul vieții și, de atunci, reamintite cu regularitate. Aveam 20 de ani când am auzit povestindu-se pentru prima dată ce-i spusese tata mamei în ziua nașterii mele, minunat. Acum mi-ai dăruit un moștenitor și un prinț de rezervă, eu mi-am făcut treaba. O glumă. Probabil. Pe de altă parte, la câteva minute după această secvență comică, tata s-a dus să-și întâlnească iubita. Așadar, multe adevăruri se spun în glumă. Nu m-am supărat. N-am simțit nimic în legătură cu povestea asta. Cu nimic din ea. Succesiunea era pentru mine precum vremea, asemenea poziției planetelor, ori ca schimbarea nu timpurilor. Cine avea vreme să-și facă griji pentru lucruri atât de statornice? Cine se obosea să fie deranjat de o soartă gravată în piatră? Să fiu un uinzor însemna să distingi adevărurile imoabile și apoi să ți le alungi din minte. Însemna să absorb parametrii de bază a identității cuiva, știind instinctual cine ești, ceea ce reprezintă permanent un produs secundar a ceea ce nu ești. Eu nu eram bunica. Nu eram tata. Nu eram Willy. Eram al treilea în ordinea succesiunii. Fiecare băiat sau fată se imaginează măcar odată prinț sau prințesă. De aceea, statutul de rezervă nu era atât de rău. Ba mai mult, a rămâne ferm în spatele persoanelor dragi nu e însă și definiția onoarei. A iubirii. La fel ca reverența în fața reginei Victoria atunci când treceai pe lângă ea. 3. Lângă dormitorul meu se afla un soi de salon rotund. Masă rotundă, oglindă rotundă, birou, și au prevăzut cu o băncuță cu pernuțe. În colțul îndepărtat se afla o ușă masivă din lemn, care ducea la baie. Cele două lavoare din marmură păreau prototipuri ale primelor chiuvete fabricate vreodată. La Balmoral, totul era fie vechi, fie făcut să pară vechi. Castelul era un loc de joacă, o cabană de vânătoare, dar și o scenă. Baia era dominată de o cadă sprijinită pe picioare în formă de gheare și până și apa de la robinet părea veche. Nu în sensul rău. Veche precum lacul în care Merlin l-a ajutat pe Ardur să-și găsească sabia magică. Maronie, amintind de un ceai slab, apa e alarma adesea pe vizitatorii de weekend. Scuze, dar pare să fie ceva în neregulă cu apa din toaleta mea. Tata zâmbea mereu și îi asigura că nu e nimic în neregulă cu apa, din potrivă, era filtrată și indulcită de turba scoțiană. Apa provine direct de pe deal și sunteți pe punctul de a încerca una dintre cele mai fine plăceri ale vieții o baie de munte. În funcție de preferințe, baia de munte putea fi rece ca gheața sau fierbinte, robinetele de la castel erau bine reglate pentru mine, puține plăceri se comparau cu o baie încinsă, în special în vreme ce priveam prin ferestrele ca niște fante la arca și pe care mi imaginam stând de strajă odinioară la castel. Obișnuiam să mă uit în sus, spre cerul înstelat, sau în jos, spre grădinile împrejmuite de ziduri, mă închipuiam plutind peste peluzantinsă, netedă și verde ca o masă de snucă, grație unui batalion de grădinari, Gazonul era perfect, fiecare fir de iarbă, tuns cu precizie, așa încât Willy și cu mine ne simțeam vinovați când călcam pe el, și cu atât mai mult atunci când ne plimbam cu bicicleta. Odată am urmărit-o pe verișoara noastră prin iarbă. Noi eram cu tractorașul, iar ea, cu cartul. Ne-am distrat și ne-am jucat până când fata s-a izbit frontal de un stâlp de iluminat. Ce noroc, Chior, era singurul stâlp de iluminat pe o rază de o mie de mile. Ne-am prăpădit de râs, cu toate că stâlpul, care până nu de mult fusese un copac în pădurile din apropiere, s-a rupt în două și s-a prăbușit peste ea. A avut noroc că nu s-a rănit grav. Pe 30 august 1997, nu am petrecut prea mult timp admirând gazonul. Atât eu, cât și Willy ne-am făcut rapid baia de seară, ne-am îmbrăcat de grabă pijamaua și ne-am așezat. Nerăbădători în fața televizorului. De-îndată au sosit la chei, aducând ne pline cu farfurii acoperite cu cloșuri argintii. Le-au așezat pe suporturi de lemn, apoi au glumit cu noi, cum făceau întotdeauna înainte să ne ureze poftă bună. La chei porțelanuri sună elegant și presupun că așa era, însă sub acele domuri extravagante se ascundiau doar chestii pentru copii. Degețele de pește, pui fript, mazăre verde. Mabel, de daca noastră, odinioară doi tatălui nostru, ni s-a alăturat. În timp ce ne îmbuibam cu toții, l-am auzit pe tata ieșind din baie și trecând pe lângă noi, cu papucii lipăind. Ducea cu el aparatul fără fir, pe care îl numea cede playerul său portabil, la care îi plăcea să-și asculte cărțile cu povești în timp ce se îmbăia. Tata era ca un ceasornic, așa că atunci când îl auzeam trecând pe hol știam că e ora 8 o jumătate de oră mai târziu, distingeam primele semne ca adulții și începeau migrația de seară spre parter, urmată de primele acorduri ca niște vaiete ale cimpoaielor ce acompaniau. În următoarele două ore, adulții aveau să fie ținuți captivi în temnița cinei, obligați să adă în jurul mesei lungi, obligați să-și arunce ochea de unii altora în lumina slabă a unui candelabru proiectat de prințul Albert, obligați să stea drepți în fața farfurilor de porțelan și a paharelor de cristal așezate cu precizie matematică de personal, care folosea centimetrul. Obligați să ciugulească ouă de prepeliță și calcan, obligați să poarte discuții de conveniență, îmbrăcați în cea mai elegantă ținută a lor. La patru ace pantofi negri, tari, pantaloni coses din lână. Poate chiar chilturii. Ce ați să fie adult, mi-am zis. Tata a trecut pe la noi în drum spre cină. Era în întârziere, dar s-a dat în spectacol ridicând un cloș argintiu MMM, ce mi-aș dori să mănânc asta, și adulmecând prelung. Adulmeca mereu câte ceva. Mâncarea trandafirii părul nostru probabil că în altă viață a fost câine de vânătoare. Poate că a de lung pentru că era greu să perceapă orice alt miros dincolo de parfumul său personal. Eau sau vace. Își dădea cu el pe obraș, pe gât, pe cămașă. Floral, cu o tentă ceva mai aspră, parcă de piper sau praf de pușcă, parfumul era făcut la Paris. Așa scria pe sticlă. Ceea ce mă ducea cu gândul la mama. Da, Harry, Mami e la Paris. Divorțul lor se încheiase exact cu un an în urmă. Aproape în aceeași zi. Să fiți cu minți, băieți! Bine, tată! Nu stați până târziu! Și a plecat, dar parfumul a persistat în urma lui. Willy și cu mine ne-am terminat cina, ne-am mai uitat puțin la televizor, apoi ne-am apucat de năzbătiile obișnuite dinainte de culcare ne-am așezat pe treapta de sus a unei scări laterale și am tras cu urechea la discuțiile adulților, sperând să auzim un cuvânt sau o poveste indecentă. Am alergat de colo până colo pe coridoarele lungi, sub ochii vigilenția zeci de capete de cerb morți. La un moment dat ne-am ciocnit de cimpoierul bunicii. Ciufulit, cu fața ca o pară, cu sprâncene sălbatice și un chit din tuit, acesta o însoțea pe bunica pretutindeni, fiindcă ei îi plăcea muzica de cimpoi, tot așa cum îi plăcuse Victoriei, Deși se pare că Albert îl numea un instrument înfiorător. Când își petrecea vara la Balmoral, bunica îi cerea cimpoierului să cânte la trezire și la cină. Instrumentul lui arăta ca o caracatiță beată, cu excepția faptului că brațele ei erau din argint și din lemn de mahon închis la culoare. Mai văzuserăm obiectul acela până atunci, dar în seara cu pricina cimpoierul s-a oferit să ne lase să-l ținem în mână. Să-l încercăm! Serios! Haide! N-am izbutit să scoatem niciun sunet cât de mic din țevi, în afară de câteva cărăituri slabe. Pur și simplu nu aveam forță să suflăm. În schimb, cimpoierul avea pieptul cât un butoi de whisky. Îl făcea să suspine și să strice. I-am mulțumit pentru lecție și i-am urat noapte bună. După care ne-am întors în camera noastră, unde Mabel ne-a supravegheat cât ne-am spălat pe dinți și pe față. Apoi ne-am culcat. Patul meu era înalt. Trebuia să sar ca să mă urc în el, și apoi să mă rostogolesc ca să ajung în centrul adâncit. Era ca și cum mă suiam pe o bibliotecă, și apoi cădeam printr-o fantă într-o groapă așternuturile erau curate și apretate în diverse nuanțe de alb. Cearșafuri de culoare al alabastrului. Pături crem. Cuverturi alb-gălbui. Mare parte din ele purtau monograma IR, Elizabeth Regina. Totul era întins la perfecție, netezit cu deosebită pricepere, așa încât îți era lesne să distingi găurile și rupturile peticite, vechi de un secol. Mi-am ridicat cearșaful și pătura până la bărbi, fiindcă nu-mi plăcea întunericul. Ba nu, nu-i adevărat. Uram întunericul. Și mama îl detesta, așa mărturisise. Moștenisem asta de la ea, mi-am zis, împreună cu nasul, ochii ei albaștri, dragostea pentru oameni, ura față de îngânfare, falsitate și toate lucrurile luxoase. Mă revăd sub așternuturile acelea, holbându-mă întuneric, ascultând țărâitul insectelor și strigătele bufnițelor. Oare mi-am imaginat forme alungindu-se pe pereți? M-am uitat îndelung la raza de lumină de pe podea, mereu prezentă, fiindcă întotdeauna insistam ca ușa să rămână crăpată. Cât timp a trecut până când am adormit? Cu alte cuvinte, cât din copilărie mai rămăsese și cât am prețuit-o, cât am savurat-o, înainte să-mi dau seama ca prin viscă. Tată, stătea acolo, la marginea patului, privind în jos. Halatul alb îi dădea aerul unei fantome dintr-o piesă de teatru. Da, băiete drag! A schițat un zâmbet și și-a ferit privirea. Încăperea nu mai era întunecată. Dar nici luminoasă nu era. Era o umbră bizară, ușor maronie, aproape ca apa din cada străveche. Mă privea într-un mod bizar, cum nu mă mai privise niciodată până atunci cu teamă. Ce e, tată? S-a așezat pe marginea patului. Mi-a pus mâna pe genunchi și mi-a zis. Băiete drag, mama ta a avut un accident de mașină. Mă amintesc că mi-am zis, un accident. Înțeleg. Dar e bine. Da. Mă amintesc limpe de gândul care mi-a trecut atunci prin minte și mă amintesc că am așteptat răbdător ca tata să-mi confirme că, într-adevăr, mama era bine. Și mă amintesc că nu a făcut-o. A urmat o schimbare interioară. Am început să-l implor în sinea mea pe tata, sau poate pe Dumnezeu, ori poate pe amândoi, nu, nu, nu. Tata privea în jos, la faldurile cuverturilor, ale păturilor și ale ceașafurilor vechi. Au apărut complicații. Mami a fost grav rănită și a fost dusă la spital, băiete drag. Din totdeauna mi se adresa cu băiete drag, doar că acum o spunea cam des. Avea o voce moale. După câte se părea, era în stare de șoc. Ah! La spital! Da. S-a lovit la cap. A zis ceva de paparazzi. A spus că o urmăriseră. Nu cred. Nu pot să jur, dar probabil că nu. Paparazii reprezentau o problemă atât de mare pentru mama, pentru toată lumea, încât nu era nevoie să o menționeze. Au încercat băiete drag. Mă tem că nu a supraviețuit. Aceste propoziții îmi rămân în minte ca niște săgeți înfipte într-o țintă. Exact așa a spus, măcar atât știu sigur. Nu a supraviețuit. Și apoi totul a părut să se oprească în loc. Nu e bine. Nu a părut. Nimic nu a părut. Totul, absolut tot s-a oprit în loc, categoric și revocabil. Nimic din ce i-am spus atunci nu mi-a rămas în amintire. E posibil să nu-i fi spus nimic. Ce mă amintesc surprinzător de limpede e că nu am plâns. Că n-am vărsat nicio lacrimă. Tata nu m-a îmbrățișat nu se pricepea să-și arate emoțiile în împrejurări normale, cum să te fi așteptat să o facă în toiul unei asemenea crize. Și totuși, a mai pus odată mâna pe genunchiul meu și mi-a zis. O să fie bine. Pentru el, asta însemna mult. Un gest părintesc plin de speranță, bun. Și atât de nedevărat. S-a ridicat și a plecat. Nu mă amintesc cum mi-am dat seama că deja fusese în cealaltă cameră și că-i spusese lui Willy, dar am știut. Am rămas acolo întins sau poate în capul oaselor. Nu m-am ridicat. Nu m-am spălat, nu am mers la toaletă. Nu m-am îmbrăcat. Nu i-am strigat pe Willy sau pe Mabel. După decenii în care m-am străduit să refac din memoria acea dimineață, am ajuns la o concluzie inevitabilă. Trebuie să fi rămas în camera aceea fără să scot niciun cuvânt, fără să dau ochii cu nimeni, până la ora nouă fix dimineața, când afară a început să cânte cimpoierul. Mi-aș dori să mă amintesc ce cânta. Dar poate că nu mai are nicio relevanță. La un cimpoi nu melodia, ci tonul contează. de mii de ani, cimpoaiele au fost inventate ca să intensifice trăirile deja existente ale sufletului. Dacă te simți prost, cimpoaiele te fac să te simți și mai prost. Dacă ești furios, cimpoaiele fac să-ți clocotească sângele în vene. Iar dacă suferi, deși ai 12 ani și încă nu știi că suferi, poate mai ales atunci când nu știi, cimpoaiele te pot înnebuni. 4. Era duminică. Și ca-n totdeauna, ne-am dus la biserică. La Cratie Kirk. Ziduri de granit, acoperiș masiv, din pin scoțian, ferestre cu vitralii donate cu zeci de ani în urmă de victoria, poate ca un gest de creință pentru supărarea provocată rugându-se acolo. Ceva în legătură cu capul bisericii anglicane care se închina în biserica Scoției a provocat o agitație pe care nu am înțeles-o niciodată. Am văzut fotografii cu noi mergând la biserică în ziua aceea, instantanee care nu-mi trezesc însă nicio amintire. Să fi spus preotul ceva, oare a înrăutățit situația? L-am ascultat sau m-am uitat îndelung la șirul de bănci din față, gândindu-mă la mama. Pe drumul de întoarcere la Balmoral, un drum de doar două minute cu mașina, cineva ne-a sugerat să ne oprim. Toată dimineața se adunase lume în fața porților, iar unii începuseră să lase obiecte acolo. Animăluțe de pluș, flori, cartoline. Voiau să-și exprime recunoștința. Am oprit și am coborât, nu vedeam nimic altceva decât un mozaic de puncte colorate. Flori. Și mai multe flori. Nu auzeam nimic în afară de clicurile ritmice de peste drum. Presa. L-am prins de mână pe tata, căutând alinare, apoi m-am blestemat în sinea mea fiindcă gestul acela a declanșat o explozie de plițuri. Le oferisem tocmai ce-și doreau. Emoție. Dramă. Durere au fotografiat iar și iar și iar 5 Câteva ore mai târziu, tata a plecat la Paris. Însoțit de surorile mamei, mătușa Sara și mătușa Iene. Trebuiau să afle mai multe despre accident, a zis cineva. Și trebuiau să aranjeze repatrierea trupului mamei mele. Trup. Lumea continua să folosească acel cuvânt. Era ca o lovitură de pumn, o minciună furisită, fiindcă mama nu era moartă. Aceea devenise brusc introspecția mea. Neavând altceva de făcut decât să hoinăresc prin castel și să vorbesc cu mine în sum, a pus stăpânire pe mine o bănuială care ulterior a devenit o credință fermă. Totul era o farsă. Și de data asta, farsa nu mai era jucată de cei din jurul meu sau de presă, ci de mama, a avut o viață nefericită, a fost urmărită, hărțuită, mințită, mințită în multe privințe. Așa că a înscenat un accident ca să creeze o diversiune și a fugit. Realizând asta, am rămas fără suflare și am micnit ușurat. Desigur, totul e doar un truc ca să o poată lua de la capăt. Chiar în clipa asta și închiriază fără îndoială un apartament în Paris sau își aranjează florile proaspete în căbănuța din lemn cumpărată în secret undeva în vârful alpilor elvețieni. Curând, foarte curând, o să trimită după mine și după Willy. Totul e atât de evident. Cum de nu mi-am dat seama până acum? Mami n-a murit. Se ascunde. M-am simțit mult mai bine. Apoi, îndoiala mi s-a strecurat în suflet. Stai puțin. Mami nu ne-ar face niciodată așa ceva n-ar accepta nici când durerea aceasta de nedescris și cu atât mai puțin nu ne-ar provoca o însă și. Înapoi la senzația de ușurare, dar n-a avut încotro. A fost singura ei speranță de a fi liberă. Și din nou îndoiala, mami nu s-ar ascunde, e o luptătoare. Apoi ușurarea, acesta e felul ei de a lupta. O să se întoarcă. Trebuie să se întoarcă. În două săptămâni e ziua mea. Dar tata și mătușile mele au revenit primii. Întoarcerea lor a fost anunțată de toate canalele de televiziune. Lumea i-a urmărit pășind pe asfaltul aeroportului Rea Fenordolt. Un post TV a adăugat chiar și muzică marcând astfel sosirea lor. Cineva intona cu tristețe un psalm. Lui Willy și mie ni s-a interzis să ne uităm la televizor, dar cred că am auzit asta. Următoarele câteva zile s-au scurs ca într-un vid, nimeni nu ne-a spus nimic. Am rămas cu toții ascunși în castel. Ne simțeam ca într-o criptă, însă o criptă în care toată lumea poartă pantaloni cosez și își vede de rutina și de programul normal. Dacă a zis cineva ceva, eu nu am auzit. Singura pe care o auzeam era vocea din mintea mea, care se certa cu ea însă și. S-a stins. Banu se ascunde e moartă. Ba nu se preface. Apoi, într-o dimineață, a sosit clipa. Ne-am întors la Londra. Nu mi amintesc nimic despre călătorie. Am mers cu mașina. Am zburat cu avionul regal. Rememorez revederea cu tata, cu mătușile și, în principal, întâlnirea cu mătușa Sarah, deci totul e învăluit în ceață și probabil că s-a petrecut în altă ordine. Uneori memoria mea o plasează exact acolo, în acele prime și oribile zile ale lunii septembrie. Dar alteori memoria o proiectează undeva departe, cu mulți ani mai târziu. Oricum a fost, s-a petrecut așa. William? Harry? Mătușa Sara are ceva pentru voi, băieți. Ea a înaintat ținând în mâini două cutiuțe mici și albastre. Ce-i asta? Deschide-o, am ridicat capacul cutiei mele albastre. Înăuntru era o molie. Nu. O mustață. Nu. Ce e? E părul ei, Harry. Mătușa Sarah ne-a explicat că, atunci când s-a dus la Paris, a tăiat două șuvițe din părul mamei. Și iată. Dovada. A murit cu adevărat, mi-am zis dar imediat după aceea a venit îndoiala liniștitoare, incertitudinea salvatoare, nu poate fi părul oricui. Mami, cu părul frumos, blond și neatins, era pe undeva pe pământ. Dacă n-ar fi, aș ști. Trupul meu ar ști. Inima mea ar ști. Dar ele nu știu așa ceva. Ambele erau la fel de pline de iubire pentru ea ca întotdeauna. 6. Willie și cu mine am trecut prin mulțimea adunată în fața Palatului Kensington, zâmbind și dând mâna cu lumea. De parcă am fi candidat pentru o funcție. Sute și sute de mâini se întindeau în continuu spre noi, cu degetele adesea umede. De la ce? M-am întrebat. De la lacrimi mi-am dat seama. Îmi displăcea senzația dată de acele mâini. Ba mai mult, îmi displăcea felul în care mă făceau să mă simt vinovat. De ce plângeau toți oamenii ăștia, iar eu nu și nici nu o făcusem? Îmi doream să plâng și încercasem, fiindcă viața mamei mele fusese atât de tristă, încât simțise nevoia să dispară, să inventeze această șaradă de imensă. Dar nu puteam să storc nici măcar o picătură. Poate că învățasem prea bine, absorbisem prea tare etosul familiei, încât plânsul nu era o opțiune niciodată. Îmi amintesc mormanele de flori din jurul nostru. Îmi amintesc că am simțit o tristețe de nedescris, și cu toate acestea eram nespus de politicos. Îmi amintesc niște bătrâne spunând, o, doamne, cât de politicos e bietul băiat. Îmi amintesc că le-am mulțumit în șoaptă iar și iar, mulțumesc că ați venit, mulțumesc pentru vorbele bune, mulțumesc că ați rămas. Aici în aceste zile. Mă amintesc că am consolat câteva persoane prosternate, copălșite, de parcă ar fi cunoscut-o pe mama, zicându-mi în sinea mea, și totuși, nu ați cunoscut-o. Vă comportați de parcă ați fi cunoscut-o, dar nu ați cunoscut-o. Adică, nu o cunoașteți. La timpul prezent. După ce ne-am perindat prin fața mulțimii, am ajuns la Palatul Kensington, am intrat prin două uși înalte și negre în apartamentul mamei. Am parcurs un coridor lung și am intrat într-o cameră din stânga. Acolo se afla un sicriu mare. Maronchis din stejar englezesc. Mă amintesc sau îmi imaginez că era învelit cu drapelul Uniunii. Steagul acela m-a hipnotizat. Poate din pricina jocurilor mele băiețești de-a războiul. Poate din cauza patriotismului meu precoce. Sau poate pentru că auzisem zile întregi vorbindu-se despre drapel, drapel, drapel. Pretutindeni, numai despre asta se discuta. Lumea protesta vehement pentru că steagul nu fusese coborât în bernă la Palatul Buckingham. Oamenilor nu le păsa că drapelul regal nu era niciodată coborât în bernă, indiferent de motiv, că flutura în vânt atunci când bunica se afla la reședința ei, dar nu și atunci când era plecată. Punct voiau doar să vadă un semn oficial de doliu, iar absența lui în furia. Furia era alimentată de ziarele britanice, care încercau să abată atenția de la rolul pe care îl jucaseră în moartea mamei. Mă amintesc un titlu care îi se adresa deschis bunicii, arată-ne pasă. Cât de profund, venind de la aceeași nemernici cărora le păsa atât de mult de mama, încât o urmăriseră într-un tunel din care ea nu a mai ieșit niciodată. Până acum auzisem următoarea versiune oficială a evenimentelor. Paparazii au urmărit-o pe mama pe străzile Parisului, apoi printr-un tunel, unde Mercedesul ei s-a izbit de un zid sau de un stâlp de beton, omorându-i atât pe ea, cât și pe prietenul și pe șoferul ei. Stând în fața sicriului acoperit cu drapelul, m-am întrebat dacă mama era patriotă. Ce crede mami, de fapt, despre Marea Britanie? S-a deranjat cineva să o întrebe. Când voi putea să o întreb eu însum. Nu-mi amintesc nimic din ce au spus membrii familiei în acel moment, fie unul altuia, fie sicriului. Nu-mi amintesc niciun cuvânt pe care l-am schimbat cu Willy, deși mă amintesc că oamenii din jur spuneau că băieții par șocați. Nimeni nu se obosea să mai vorbească în șoaptă, de parcă, fiind atât de șocați, surziserăm. S-a discutat ceva despre înmormântarea de a dozi conform celui mai recent plan, sicriul avea să fie purtat pe străzi pe un afet de tuntras de cai cavaleriei recale, în vreme ce Willy și cu mine trebuia să-l urmăm pe jos. Păreau să ceară enorm de la doi băieți atât de tineri. Mulți adulți s-au arătat îngroziți. Fratele mamei, unchiul Charles, a făcut un scandal monstru. Nu le puteți cere băieților să meargă în urma sicriului mamei lor. E un gest barbar așa că a fost propusă o alternativă. Willy urma să meargă singur în urma sicriului. În definitiv, avea 15 ani. Nu-l amestecați în povestea asta pe cel mic. Cruțați-le pe prințul de rezervă. Acest plan alternativ a fost trimis mai sus pentru aprobare. Și curând a sosit răspunsul. Ambii prinți trebuie să participe. Ca să inspire compasiune, probabil. Unchiul Charles era furios. Dar eu nu. Nu voiam ca Willy să treacă printr-un asemenea calvar fără mine. Dacă rolurile ar fi fost inversate, nici el n-ar fi vrut și nu ar fi permis, bineînțeles, ca eu să trec singur prin experiența asta. Așa că, în dimineața însorită care a urmat, am plecat de vreme cu toții. Împreună. Unchiul Charles la dreapta mea și Willy la dreapta lui, urmat de bunicul. Iar la stânga mea se afla tata. Am observat la început cât de senin părea bunicul, de parcă era doar o nouă logodnă recală. Îi vedeam limpe de ochi, fiindcă privea drept înainte. Cu toți o făceau. Dar eu stăteam cu privirea țintită în pământ, la drum. Și Willy la fel. Mă că mă simțeam amorțit. Mă că strângeam din pumni. Mă amintesc că încercam să zăresc în permanență, cu coada ochiului, măcar o bucățică din uili și ca asta aminsă flau mare putere. Mai presus de orice mă amintesc zgomotele, zornitul frâielor și tropăitul de copite al celor șase cai maro sudați, scârțâitul roților afetului de tun pe care îl trăgeau după ei. O relicvă din primul război mondial, spunea cineva ceea ce mi se părea corect, căci mama, chit că iubea pacea, părea adesea un soldat când se războia cu ziori cu tata. Cred că îmi voi aminti acele sunete pentru tot restul vieții, deoarece contrastau puternic cu liniștea tot cuprinzătoare din jur. Nu se auzea niciun motor, niciun camion, nicio pasăre. Nu răsuna niciun glas, ceea ce era imposibil, fiindcă două milioane de oameni stăteau înșirați pe marginea drumului. Singurul indiciu că mărșăluiam am printr-un canion uman era câte un plânset ocazional. După 20 de minute, am ajuns la Westminster Abbey. Ne-am strecurat într-un rând de bănci. Înmormântarea a început cu o serie de lecturi și elogii și a culminat cu un cântec al lui Elton John. S-a ridicat încet și țeapăn, de parcă ar fi fost unul dintre regii importanți înmormântați de secole sub mănăstire și revenise brusc la viață a ieșit în față, s-a așezat la pianul cu coadă. Mai există cineva care încă nu știe că a cântat Candle in the Wind, o melodie pe care o adaptase pentru mama. Nu sunt sigur dacă notele rămase în mintea mea provin din acel moment sau din clipurile pe care le-am tot vizionat de atunci. Probabil sunt vestigii ale unor coșmaruri recurente. Și totuși, mi-a rămas o amintire pură și indiscutabilă, când melodia a atins punctul culminant, când au început să mă înțepe ochii și aproape că mi-au dat lacrimile. Aproape. Spre sfârșitul slujbei, a venit un unchiul Charles, care și-a folosit timpul acordat ca să-i admonesteze pe toți cei care o hărțuiseră pe mama și îi provocaseră moartea, familia, națiunea și presa. Se simțea că lumea din Westminster Abbey și mulțimea de afară era împovărată de aceste critici. Adevărul doare. Apoi, opt gărzi galeze au înaintat, au ridicat sicriul enorm, căptușit cu plumb, care acum era drapat cu drapelul recal, o încălcare extraordinară a protocolului. Cedaseră totodată în fața presiunilor și coboruse răsteagul în bernă, nu standardul recal, desigur, doar drapelul Uniunii și totuși, un compromis fără precedent. Drapelul regal a fost din totdeauna rezervat pentru membrii familiei regale, căreia mi se spusese că mami nu-i mai aparține. Asta însemna că fusese iertată. De bunica. Așa părea. Însă erau întrebări pe care nu prea puteam să le formulez și cu atât mai puțin să le adresez unui adult, în timp ce coșciugul era scos încet afară și așezat într-un dric negru. După o lungă așteptare, dricul a pornit, a traversat în ritm constant Londra, care s-a umplut pretutindeni de o mulțime imensă, cum acel oraș fără vârstă nu mai văzuse niciodată de două ori mai mare decât mulțimile de oameni care sărbătorise răsfârșitul celui de-al doilea război mondial. Dricul a trecut pe lângă Palatul Buckingham, a străbătut Parclane și s-a îndreptat spre periferia orașului, spre suburbii. Apoi a mers pe A41, după care pe Finclay Road, apoi pe Hendon Way, peste pasajul Brent Cross, pe A406 Nord Circular, apoi pe M1 până la intersecția 15a și spre Nord până la Harlstone, înainte să treacă de poarta principală din fiera proprietății umpiului Charles. Ale Tehashorp Willy și cu mine am urmărit la televizor mare parte din traseul străbătut de mașină. Noi ne aflam deja la ale TH Short. Fusese trimiși înainte, deci s-a dovedit că nu era nevoie să ne grăbim. Nu numai că Dricul a avut de parcurs acel drum lung, dar a și fost întârziat de mai multe ori de oamenii care aruncau munți de flori pe el, blocându-i orificiile de aerisire și supraîncălzindu-i astfel motorul șoferul trebuia să oprească într-una pentru ca bodyguardul. Să coboare și să îndepărteze florile de pe parbriz. Bodyguardul era Graham. Lui Willy și mie ne plăcea mult de el. Mereu îi spuneam Crackers, de la Graham Crackers 1. Ni se părea extrem de amuzant. Când Gricul a ajuns la LTH șorp, Sicriul a fost scos din nou și transportat peste Iaz, pe un pod metalic verde, instalat în grabă de inginerii militari, spre o insuliță, unde a fost așezat pe o platformă. Willy și cu mine am traversat același pod până pe insulă. Se spune că mamei au fost împreunate mâinile pe piept și că între ele i-a fost pusă o fotografie cu mine și cu Willy, posibil singurii doi bărbați care au iubit-o vreodată cu adevărat. Cu siguranță cei doi care au iubit-o cel mai mult. Aveam să-i zâmbim pe vecin întuneric, și poate că atunci când drapelul a fost îndepărtat și sicriul a fost coborât pe fundul gropii, aceea a fost imaginea care mi-a rupt sufletul în cele din urmă. Trupul mi s-a cutremurat, am lăsat bărbia în piept și am început să plâng incontrolabil în palme. Mă simțeam rușinat că încalchetosul familiei, dar nu m-am mai putut abține. E în regulă, m-am încurajat singur, e în regulă. Nu e nicio cameră de filmat în jur. În plus, nu plângeam deoarece credeam că mama se află în groapa aceea. Sau în acel sicriu. Mi-am promis că nu voi crede așa ceva niciodată, indiferent ce se spunea. Nu plângeam doar la gândul acela. Ar fi insuportabil de tragic dacă chiar ar fi adevărat, mi-am zis. Șapte Apoi cu toții au trecut peste acel moment și au mers mai departe. Familia și-a reluat munca, iar eu m-am întors la școală, așa cum făceam după fiecare vacanță de vară. Să revenim la normal, spunea toată lumea, veselă. De pe locul pasagerului din autoturismul Aston Martin decapotabil al tatei totul părea cu siguranță, la fel. Școala la grove, cuibărită în ținutul rural ca de smarald numit Berkshire, aducea, ca întotdeauna, cu o biserică de la țară. Dacă mă gândesc mai bine, motoul școlii era preluat din eclesiastul, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea. Pe de altă parte, nu multe bisericii de la țară se puteau lăuda cu 200 de acri de pădure și pașiști, terenul de sport și de tenis, laboratoare de știință și capele. Plus o bibliotecă bine dotată. Dacă voiai să mă găsești în În septembrie 1997, biblioteca ar fi fost ultimul loc în care să mă cauți. Mai bine mă căutai prin pădure sau pe terenurile de sport. Încercam mereu să fac mișcare, să mă mențin ocupat. Totodată, eram cel mai adesea, singur. Îmi plăceau oamenii, eram gregar din fire, dar atunci nu voiam pe nimeni în preajmă. Aveam nevoie de spațiu. Greu de făcut la lagrove, unde se aflau mai bine de o sută de băieți în jur. Mâncam împreună, ne băiam împreună, dormeam împreună, uneori câte zece în aceeași încăpere. Cu toții cunoșteau treburile celorlalți, știau până și cine e circumcis și cine nu e. Îi numeam capete rotunde versus cavaleri. Și totuși, nu mă amintesc vreau vreun băiat să fie adus vorba de mama odată cu începerea noului trimestru. Din respect? Mai degrabă de teamă. Eu sigur nu am spus nimănui nimic. La câteva zile de la întoarcere, a fost ziua mea. 15 septembrie 1997. Împlineam 13 ani. Conform străvei tradiții de la Lagrove, urma să servim tort și sorbet și aveam voie să aleg două arome. Am ales coacăze negre. Și mango. Preferatul mamei. Zilele de naștere reprezentau evenimente extrem de importante la Lagrove, fiindcă băieții și mai toți profesorii erau mari amatori de dulciuri adesea avea loc o dispută violentă pentru ocuparea scaunului de lângă sărbătorit. Acolo erai sigur servit cu prima și cea mai mare felie. Nu mă amintesc cine a reușit să câștige locul de lângă mine. Puneți o dorință, Harry. Vreți o dorință? Bine. Îmi doresc ca mama. Și apoi, din senin. Mătușa Sarah. Ținând în mâini o cutie. Deschide-o, Harry. Am rupt hârtia de împachetat și funda. Și m-am uitat înăuntru. Ce? Mami l-a cumpărat pentru tine. Cu puțin timp înainte să. Adică de la Paris. Da. De la Paris. Era un Xbox. Am fost încântat. Adoram jocurile video.